Retragerea consilierilor liberale în timpul votului sub pretextul nerespectării secretului acestuia nu i-a deranjat pe socialdemocrați și aliaților, cei patru consilieri PMP și ALDE cu care au făcut majoritate participând la alegerea președintelui și vicepreședinților. Comisia de validare cu un membru mai puțin, Monica Anton, și-a continuat treaba. Întrucât consilierii județeni care au fost prezenți au votat, vom proceda la deschiderea urnei și numărarea votului. Pentru aceasta voi rog pe membrii Comisiei de Validare să o facă. Apoi președintele Comisiei de Validare să prezinte rezultatul votului. Comisia de validare a numărat voturile exprimate și a dat citire procesului verbal de numărare a acestora pentru președinția Consiliului Județean. Din cele 26 de voturi valabile exprimate, 21 au fost pentru alegerea în funcția de președinte a Consiliului Județean a șefului PSD Neamț, deputatul Ionel Arsene. Proces verbal privind rezultatele votului exprimat pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia de validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț, s-a întrunit în ședința de astăzi, 4 iulie 2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot Arsene Ionel și Hopșa Florin Adrian. După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat următoarele. Au fost 26 de voturi exprimate, 26 de voturi sunt valabile, 9 voturi au fost anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Arsene Ionel, 21 de voturi. Hopșa Florin Adrian, 5 voturi. Având drept criteriu votul majorității consilierilor în funcție, Comisia de Validare constată că alegerea ca președinte al Consiliului Județean Neamț pe domnul Arsene Ionel. Comisia de validare semnează Arcan Emilia, Todiriția Andreea, Mihai Alexandru și Andrușcă Tănuț. Președintele de ședință, deputatul Ioan Munteanu, a mulțumit pentru modul în care a fost sprijinit să conducă ședința de constituire a Consiliului Județean și a dat citire hotărârii 138 de alegere a președintului Consiliului Județean în persoana lui Ionel Arsene, predându-i acestuia misiunea de a conduce în continuare ședința. Vreau să vă mulțumesc, consilierilor județeni, pentru că m-ați sprijinit în desfășurarea legală a constituirii Consiliului Județean de la Neamț și, totodată, să vă felicit pe toți care ați depus jurământul și nu în cele din urmă și eu să-l felicit pe cel care astăzi a fost ales președinte al Consiliului Județean Neamț și îl invit să bea locul și să-l stăpânească până o să facă și ședința de vârstă. Luându-și funcția în primire, președintele de acum a Consiliului Județean Ionel Arsene a mulțumit colegilor care l-au ales pentru încrederea acordată, promițând că noul legislativ va lucra în următorii 4 ani în interesul cetățenilor județului. Vreau să avem un mandat de 4 ani împreună în fruntea județului Neamț productiv, un mandat în care tot ceea ce am promis oamenilor să facem, un mandat în care să arătăm că putem să facem și administrație performantă, nu numai politică. Și îmi doresc împreună cu dumneavoastră, împreună cu ceilalți colegi care au părăsit astăzi, din păcate, sala, să facem ceea ce așteaptă oamenii de la noi. Și electoratul de dreapta, și electoratul de stânga. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean, cei cu care alcătuim în majoritatea Consiliului Județean pentru încredere. După aceeași procedură a votului indirect, dar secret, cei 21 de consilieri rămași în sala de ședințe după retragerea liberalilor au trecut la alegerea celor doi vicepreședinți. Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean. Trecem la alegerea vicepreședinților Consiliului Județean după aceeași procedură utilizată la alegerea președintelui. Vă rog să faceți propuneri. Conform înțelegerilor politice între PSD, PMP și ALDE, care au decis să facă o majoritate politică, s-a trecut la propuneri pentru cele două posturi de vicepreședinte, urmând a fi aleși pe aceste funcții câte un reprezentant al acestor două formațiuni politice, care în următorii 4 ani vor ocupa, spre disperarea liberalilor, fotoliile amintite. Din partea Partidului Mișcarea Populară, propun pe domnul Julamă,
Mulțumesc. Propunerea de pentru funcția aceeași funcție de vicepreședinte, în suspețan, domnul Ionuța. Mulțumesc. Propunerea de pentru funcția aceeași funcție de vicepreședinte, în suspețan, domnul Ionuța. După aceeași procedură, cei 21 de consilieri ai majorității care va funcționa în Consiliul Județean au trecut la votarea celor doi vicepreședinți. Singura deosebire a fost aceea că cei 17 consilieri PSD n-au mai împăturit buletinul de vot în fața membrilor Comisiei de Validare. Cum rezultatul era previzibil, președinta Comisiei de Validare l-a anunțat prenului Consiliului Județean, dând citire procesului verbal de constatare a rezultatului. Republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț, s-a cumplit în ședința de astăzi, 4 iulie 2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot Laurențiu Cristinel Dulamă și Ioan Asafte. După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat următoarele. Au fost 21 de voturi exprimate, 21 de voturi valabil exprimate, 14 voturi au fost anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Laurențiu Cristinel Dulamă, 21 de voturi. Ioana Saftei, 21 de voturi. Votul majorității consilierilor în funcție, Comisia de Validare constată alegerea ca vicepreședinții Consiliului Județean pe domnul Laurențiu Cristian Dulamă și domnul Ioana Safrei. Președintele ales Ionel Arsene a dat citire primei hotărâri a Consiliului Județean pe care a semnat-o în calitate de președinte. Acesta a mai anunțat consilierii că au în mape propuneri pentru denumirea celor 5 comisii de specialitate care vor funcționa în noul legislativ, solicitând opțiunea ale aleșilor pentru a face parte din aceste organisme de lucru. Ionel Arsene are timp 2 săptămâni pentru a renunța la funcția de deputat în Parlamentul României în favoarea celei de președinte al Consiliului Județean Neamț.